Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță începerea perioadei de înregistrare a aplicațiilor în programul destinat studenților care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară. Singura condiție este cunoașterea limbii germane. De astăzi a început perioada de înscriere a aplicațiilor studenților care doresc să lucreze pe perioada verii în Germania. Este vorba de o ofertă cu 30 de posturi în domeniul hotelier gastronomic, în gastronomia de sistem, în fast food-uri, în producția industrială și în domeniul serviciilor. Pentru anul 2020 sunt disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier gastronomic. Studenții care au domiciliul sau sunt înregistrați la o instituție de învățământ superior din județul Olt se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt din Slatina pentru a obține mai multe detalii. Studenții trebuie să aibă vârsta între 18 și 35 de ani și să urmeze cursuri de zi la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii și să aibă cunoștințe bune și foarte bune de limba germană. Înregistrarea se va desfășura în perioada 13 ianuarie 2020-14 februarie, în intervalul luni-joi, între orele 10 și 15.30 și vineri, între orele 10 și 13. Informații suplimentare cu privire la condițiile de aplicare, documentele necesare înregistrării aplicațiilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora, pot fi solicitate la numărul de telefon 0249411002 sau se găsesc pe site-ul www.aneofm.ro, AJFM Olt, Comunicare, Materiale Informative.